Ce faceți? Chiesc că tu fii par să dau un pic pe mare ăsta. Așa. Sper că se aude. Sper că everything is ok and fine. Vreau să vă anunț de la început că video ăsta cred că o să fie cel mai spicy video pe care eu l-am făcut în activitatea mea pe YouTube. Adică am 2 ani de când fac YouTube. Nu m-am gândit niciodată că o să chiar nu m-am gândit că o să stau așa de mult în mediul ăsta online. Dar zic și eu ca grația, știi? Este nevoie de mine, este nevoie de mine, așa că stau în mediul online. Că până la urmă nu îmi plătește nimeni absolut nimic, curent, chirie, știu eu, halimente, laburic, da? Așa că totul este pe umărul meu, sau mai bine zis pe umerii mei. Sper să mă lățesc un pic mai mult, că am dedus multe chestii, știți. Bun. Video de astăzi o să fie foarte spicy. Când o să zic spicy, mă refer la faptul că o să deranjează pe, pe foarte multă lume la urechi. De ce zic asta? Pentru că mulți care mă urmăresc, adică mulți, ce mai mulți din cei care mă urmăresc, îți creștin. Și cumva, nu știu cum, îți creștin pentru Și acum, vedeți voi, de foarte multe ori se spune, Vai da, să-și să încurajează, dar spune adevărul, spune adevărul. Știi când vorbești cu cineva și tu când spui adevărul, ești judecat, ești prigonit, ești blăstămat și așa mai departe. Noi eu astăzi o să încerc să spun un pic adevărul. Dar care adevăr? Adevărul meu. Adică așa cum mă gândesc eu. Asta înseamnă că părerile mele sunt doar pentru mine. Eu nu spun că toată lumea trebuie să creadă la fel sau toată lumea trebuie să facă cum fac eu. Nu. Că eu nu sunt ca păstorică Chelebus nechifor, da? Sau ca mulți alții care să vă impun vă o să faceți nu știu ce și nu știu cum. Nu. Eu o să vă prezint ideile mele, gândirea mea, da? Percepțiile mele asupra acestei vieți care e foarte complexă. Și voi decideți dacă e ok sau nu. Acum, mă aștept cu siguranță unii dintre voi să dați un subscribe la canalul meu. Dar nu știu cum să vă spun, nu mă interesează. Pentru că eu nu fac YouTube, ca să zic așa mai pe scurt, eu nu fac YouTube ca să-mi crească numărul de urmăritori, ca să fiu plătită de YouTube sau nu știu ce, nu. Dacă o să ajung vreodată să fiu plătită, stați liniștiți. Că o să vă anunț, o să vă mulțumesc că v-ați înscris la canalul meu de YouTube, o să vă arăt ce fac cu bănuț, dar până acolo mai este. Mai este, eu nu o să fac ca bohariu și să vă mint, am primit oferte, nu le-am acceptat, nu, eu abia aștept să vină, eu abia aștept să vină youtube să zică, naomi, știi, ai o mie de subscriberi în sfârșit și hai că știi, începem să-ți dăm bani, că celălalt e regul, le-ai îndeplinit, dar trebuie în adică trebuie să ai o mie de subscriberi, cel puțin, ca tu să poți să primești bani, e pe cont tău și, și banii aveți, nou, omii, că puțin, nu că sunt puțini, nu sunt mulți, prima dată, știi, nu, no. acum, dacă voi credeți că eu o să fac sau că am făcut până acum material să, nu știu, să mă placeți voi, e fix problema voastră, dar nu e așa. Drept dovadă, vin cu video ăsta. Și cumva m-am gândit așa, zic mă, dacă pastorul ăsta, protagonistul de astăzi, e lăbuț oricine altcineva, te pup, că lăbuț, stai că am uitat să te aduc, stai că am uitat să te aduc, mă, să arăt și eu la lume, știi ce zic? Unde ești mă, gală? Unde? Unde ești? Hai Bată-te să te bat. Hai că. Hai Uite ce ai. Te vezi? No, ce faci? Astăzi îi despre mine și despre tine, știi? Adică gândirea mea și gândirea ta. L Ați văzut, da? Bun. No, acum. M-am gândit așa, zic mă, dacă în sfârșit un pastor cumva au avut tupeul ăla fantastic să vorbească despre masturbare, o să dau plec să vedeți că și el spune așa. Să nu credeți că eu vin eu numai și spun. Nu, nu, el a zis masturbare. Nu că ar fi un lucru rău, că nu -i. Numai că pentru unii dintre voi, vai, cum să spui așa? Nu mai pot dacă e masturbare, masturbare. E simplu. Numai că voi, doamne, vă că deșteptă cine prind norec, știi? În fine. Și că dacă el a vorbit ceva mai deschis despre masturbare, curvie, am zis că, mă, Hai că să-mi spun și eu punctul, punctul meu de vedere vis a -vis de astea două aspecte. Numai că eu, ținând cont că nu o să pot să dezbat toate păcatele astea din Biblie, nu o să le pot dezbate într-un singur video. În egală măsură, nici nu vreau să mă întind mult cu video ăsta, sper să nu trec de oră. Intenția mea e de 40 de minute, dar nu știu dacă o să measă. Așa. Am zis că cumva, explicându-vă, ce cred eu în legătură cu așa zisele păcate de curvie și masturbare, cumva să fac o comparație și să compar și să contrast. În alte cuvinte, am nevoie și din alt păcat ca să vă pot să vă fac să înțelegeți unele lucruri, dacă vreți să înțelegeți, dacă nu, eu cât despre mine am înțeles. Acum, el în predica asta, care au avut loc acum două zile, a zile, o zis că prea curvia, curvia și masturbarea, toate-s păcat, toate, eu nu sunt de acord, și o să vă explic imediat. Dar în schimb, îi scapă un păcat. Un păcat pe care eu cred că ar trebui să-l cam vadă. Sau să-l sântă. Da, da, <gângânt> cum. Și eu o să fac comparație și contrast între așa zisele păcate prezentate de călăbuți și lăcomia alimentară. Ca acum despre alcool vă știți prea bine, despre fumat știți prea bine, despre droguri știți prea bine, da, mu, am impresia că mulți creștini nu prea știu despre păcatul gogoșă. Hai să-l numim păcatul gogoșă. Ca să nu mai fiu eu pârâtă la YouTube că îmi bat joc de nu știu cine. Nu aș, nu -i așa achilă buț nechifor. În urmă cu câteva săptămâni te-ai plâns YouTube-ului că eu, Naomi Mureșan, îmi bat joc de tine. Păi acum eu te întreb. Chiar am avut un studiu de caz la facultate cu ani în urmă și că McDonald's -o a fost dat în judecată de către părinții copiilor, dacă copiii erau mari, erau căsătoriți, că cica, din cauza McDonald's-ului copiilor care erau mari, adulți, căsătoriți, au devenit obezi. Păi acum dați-mi voi să vă întreb, oameni buni, cine e de vină? McDonald's-ul că e acolo? McDonald's-ul nu are ca scop. Obiectivul McDonald's-ului nu e să transforme lumea asta în gogoș. Nu! E pentru fast food. Nu ai timp, te-ai dus la te ai luat și ai și dați -l. Ține de tine, de etica ta, de responsabilitatea ta să mănânci cu măsură. No, dați-mi voi să vă întreb cine e de vină. că există acolo ca să facilitează procesul de servire a mâncării sau omul că mănâncă, mănâncă, mănâncă și nu se mai oprește. Vă întreb. Eu și la facultate am zis că de vină a fost omul, nu mcdonalds -ul. Da, într-adevăr, îți tentați, da, într-adevăr. Mâncarea e procesată în, în așa hal încât parcă să te face să mănânci. Dar tu te abții. Nu? La fel e și la lider. Sau unde mergi la cumpărături. Nu înseamnă că dacă vezi e bunătățile, îți calzi capunele. Nu! Îți cumperi ce trebuie, cu limită și ai ieșit afară. Așa și cu McDonald's-ul. Acum, chelăbuț, cine-i de vină? Eu? Că tu ești. Domnă bine, atâta mi-e greu să mă abțin în video ăsta, oricum deja am început să transpir și nici măcar n-am început bine video. Cred că când o să termin video, o să fiu slăbită 3 kg datorită ție călăbuț, că și eu mă lupt. Și eu mă lupt cu problema asta. Că și mie tare mult îmi place mâncarea, care e gătită cum trebuie. Dar mă, mă gândesc, știi, totuși, vreau să urc scările fără să mi se dea buric cu de vârful picioarelor. Știi ce zic? No, ca păi când, când din burta mea fac vita mai gogoșa și să tot balansa, 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 știi? balansează ca să duce când în jos, când în sus, nu-i ok. Și eu mă lupt cu chestia asta. Dar mă, eu te întreb, cine e de vină că tu ești domn bine? Eu sau tu? Nu ți-o fă când ai zis YouTube-ului că îmi bagi o te hărțuiesc în mediul online. Nu ți-o fă rușine. Cu ce te-am hărțuit pentru faptul că te-am întrebat? Pastore, e păcat sau nu e păcat? Lăcomia alimentară, la fel te întreb și acum. Pastore, călăbuț! Pastore, care își o eu, Gabi Floruț. Pastore, cum îl cheamă pe al alu, alu Bohariu, um, Andrei Buhariu, fratii solul Cristinel. Vă întreb pe toți ăștia, clanul clanilor, e păcat sau nu e păcat, lăcomia alimentară? Că tare mult vă place vă să vorbiți despre sex, masturbare, alcool, compresă cu țuică, orice mă vine servit pe tavă, și despicați firul în patru, veniți cu metode, cu pedepsa, alea, alea. Dar când e vorba de frigider? Nu. No, astăzi eu o să fac comparație și contrast între predicata care s-a axat numai și numai pe păcatul sexului. Adică masturbare, curvie și prea curvie. La primul comentariu pe care o să-l las pe YouTube, la video-ul ăsta, vă rog frumos să țineți cont, că o să pun sursa originală a predicii. adică o să intru pe canalul de YouTube al acestui pastor, care se numește Predici Recente, așa se numește website-ul, și o să vă rog frumos pe voi să ascultați toată predica dacă vreți. Nu e lungă, nu mai vreau 40 de minute, 40 de minute nici nu e mult, amembrul, nici nu e mult. No. Așa că voi dacă credeți că eu cumva vreau să inversez sau să schimb sau să, nu știu, să manipulez cumva predica lui, eu insist și vă rog frumos, uitați-vă la predica lui. Încă dacă puteți, după ce m-ați ascultat minutele astea, dați stop pe video meu, duceți-vă, uitați-vă la predica lui și apoi haideți la predica mea. Ce nu-mi convine mie în toată situația asta cu Chelăbuț și cu mulți alții că nu-i singurul, nu-i singurul, nu. Dar acum folosim un exemplu viu pe care îl avem, da? Dar nu-i singurul. Ce mă nervează pe mine e că ei, pastorii ăștia, mă zic că ei o inventat păcatele și după aia să facă să duc prin Biblie. Eu câte două, trei versete. Folosesc niște argumente de acolo, uitând de fapt că mai sunt alte versete care contraatacă versetele respective. Adică degeaba vine un pastor și spune mie că nu-i bine să beau alcool când eu găsesc alte versete în proverbe sau chiar și în Noul Testament, mă duc și găsesc versete în care băutura îi ok, dar în cantități limitate. Înțelegeți voi? Poate pentru unul o sticlă din aia din spate, poate pentru unul o sticlă din aia e o cantitate limitată, adică pentru el e ok. Pentru mine, dacă îmi pun și un căpășel din ăla de la sticlă, mă cu de toate blocajele. Și atunci eu nu consum. Sau consum mai puțin. Deci, pentru orice păcat, vreau să știți, oameni buni, că pentru orice păcat există versetie pro și contra. Adică poți să faci sau nu poți să faci sau poți să faci, dar cu un echilibru la mijloc. Deci, exact cum există versete care îți dau deslegare la vin sau Țui, că sau știu eu ce, câte băuturi mai există pe lumea asta, noi exact așa cred că putem vorbi și despre subiectul masturbare. Da? Adică, da, într-adevăr, putem să mergem în Biblie. Eu acum vă rog frumos să țineți că o deschid o paranteză. Motivul pentru care mă folosesc cumva de Biblie, ca să justific gândirea mea, e pentru că voi sunteți creștini și eu mă adresez vouă, pentru că eu nu sunt creștin. Dar o fac din respect față de voi. Așa că nu mai vreau să văd comentarii. De ce vorbești din Biblie dacă ești atea? Pentru că respect publicul care se uită la mine. Nu mai puneți întrebări nebune. Nu mai puneți întrebări proste. Nu. Dacă eu știu că marea majoritate e un, e un public creștin, păi eu îl respect. Și atunci justific cumva gândirea mea e din Biblie. Bun. Îți versete în Biblie și dacă vreți să vă demonstrez asta, lăsați în comentarii la video ăsta și dacă vă căs măcar, nu știu, vreo 10, câteva comentarii, eu promit să vin cu versete din Biblie, chiar și capitole, în care eu să demonstrez că masturbarea nu e păcat. Nu e păcat masturbarea. Dar depinde când faci chestia asta sau când comiți păcatul ăsta, depinde de mai multe situații. La fel e și cu mâncarea, la fel e și cu băutura, și cu țigările, și cu drogurile, la fel e cu toate astea. Dar nu, noi ne facem că știi, toate spăcat, dar frigiderul, trăiască frigiderul, trăiască frigiderul. Astăzi o să încerc să nu prea mari rețineri, deși unele rețineri trebuie să le am, că altfel m bloca YouTube-ul. Dacă l-aș face pe pastorul ăsta, cum aș vrea eu, m-ar bloca YouTube-ul. Nu pot să-l fac, Așa că o să încerc să fiu manierată, dar nu o să apelez la niciun o milă. Că înainte mă gândeam, bă, mi milă de el, știi că nu știu ce, nu mai mi milă, știți de ce? Pentru că și el când o predicat acum, o zis că atunci când vorbim din Biblie, mila nu și are loc. Deși de multe ori, dacă vrem, găsăm alte pasaje în Biblie unde scrie că trebuie cu milă să vorbim și să ne raportăm apropiului nostru. Într-adevăr, și alte versete în care mila trebuie executată. Dar el a luat ce vesete, eu vrut el. Nu, chelăbuț, tu ai luat ce vesete, ce ai vrut tu, eu am luat ce am vrut eu. Că vezi tu, Biblia asta e, e, e foarte faină. Găsești de tăte când vrei și cum vrei. Dacă e un lucru care îmi place la cartea asta, Biblia pe care o citiți voi, e că fiecare om se poate justifica după bunul plac. Foarte tare, că nici nu mai știi ce să crezi. Haideți să vedeți unde spune el că n-are rost să vorbim cu milă, atunci când vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, drept urmare, eu îi ascult sfatul. Și nu o să am niciun pic de milă. Adică, o rețâneri o să am ca să nu mă blochează YouTube-ul. Dar milă? Nu. O să vorbesc exact așa cum mă gândesc. Că v-am mai spus în unele videouri. Cum Cumva îmi pare rău că știu că publicul nu e pregătit. Cumva știu că nu e pregătit să asculte niște gânduri pe care le-am în privința unor aspecte. Drept urmare mă abțin și nu vorbesc. Dar astăzi, lăs la o parte gândul ăsta, lăs la o parte gândul că nu știu cât o să dați voi un subscribe, că nu știu câți dintre voi o să vă nervați, faceți ce vreți. Dacă nu vă convine ce spun eu, ascultați-l pe... Nici n să cum. Ascultați un el justifică că fără milă se... când se vorbește din Biblie, nu astăzi eu o să aplic aceeași metodă. Fără milă, chelăbuți. Atacăm fără milă. Ascultați un pic. Țineți, socială, n-am voie să-mi utilizez mila, când vorbesc de principii biblice Bun. Principiile biblice nu se votează exact. Amin? Da, dar cum? Ele rămân în picioare indiferent de epocă Indiferent de rasă, indiferent de vârstă Indiferent de unde vii, cum te cheamă, cine ești Cine cre te crezi, cine ai vrea să fii Pri Deci, te-ai auzit, rebuț? Indiferent cine crezi tu că ești Că ești pastor sau nu știu ce Că de multe ori tu spui <laughs> că noi suntem mandatați, Adică te refer la voi Și noi ăștia la alți Cumva capsați și știi? No, păi ai zis că atunci când se vorbea și din Biblie fără milă, indiferent că nu știu ce și nu știu cum. Ați auzit oameni buni, da? Predica de astăzi pe care o să o comentez, a fost predicată de păstoriță ăsta, a fost publicată pe canalul lui de YouTube Predici Recente, titlul la predică îi păstrează mințile în cap. În cazul în care o să vedeți că îmi dispare videoclipul ăsta, să știți că Chelăbuț Nechifor sau un agent autorizat de el virtual, mi au făcut compen la YouTube și o mințit că le am furat material. În cazul în care o să dispare. Dacă nu dispare, foarte bine. Dacă dispare, degeaba dispare, că o să depun contra notificare. La fel cum am făcut și cu Bohariu. Când o mințit că am furat materialul și am fost penalizate degeaba de către YouTube. Dar pe urmă și au dat seama youtube că ăștia au mințit. Bun, mergem next. Mergem next. Că trebuie să încep să-l comentez că deja i am filmat 20 de minute și încă nici nu nici am dat play la... Hai de mine. Bun. Ascultați-vă rog frumos ce spune aici. Și pe urmă eu o să comentez. Dar vă rog frumos, ascultați atenți, că nu o să dau iarăși din nou. Da? Ascultați. Sfântul Pavel spune, este singurul păcat care presupune derularea păcatului în două trupuri. Niciun alt păcat nu este comis de două trupuri deodată. Nu știu dacă ați înțeles, aici se referea la faptul că, vezi, Doamne, curvia e păcatul care include, dacă vreți, două trupuri în același timp. Ca și cum curvia e singurul păcat care implică două trupuri în același timp. Acum v-a spus, n-are rost să vorbești despre droguri, băuturi și așa mai departe. O lăsăm strict, facem comparație strict cu păcatul cum alimentare. Te întreb, pastor Echilem te întreb că dumneata ești pastor, eu sunt un gunoi de om, eu sunt un gunoi de om și nu știu nimic, eu nu am memorișat, sunt un gunoi. Te întreb pe tine, maestatea dumneavoastră, Stareță gogoșă care, da. Vă întreb, știi? Vă întreb. Mister Pastor. Păi cum puteți să spuneți dumneavoastră că vezi, doamne, curvii ai singurul păcat care implică două corpuri sau trupuri în același timp, când de fapt îmbuibarea alimentară sau lăcomia alimentară poate să fie un păcat egal al curviei. Adică atât lăcomia alimentară cât și curvea să fie la fel. Ce vreau să zic cu asta? Păi, de exemplu, eu sunt gras, știi? Sunt foarte grasă, pastore, te uiți, mă vezi, mai poți să mă vezi sau să o știi? Poți să mă vezi, hă? Nu. Mă Vezi tu, eu sunt gras. Și cumva, mai de mult, când am vrut și eu să, știi? Nu, să mă ocup de taina plapumii, o zis partenerul către mine, bă, Naomi, dar nu pot așa cu tine, că ești prea grasă, Naomi. Și știu că nu-i de la glandă că uite acolo după pernă snacks -uri. Știu că nu-i de la glandă că uite acolo sub pat salam de biscuiți. Știu, Naomi, că nu-i de la glandă că frigiderul îți putea să armale și crnați Draga mea, m-ai enervat. Nu no așa, mu, dacă m-ai enervat, eu păcătuiesc. Că din cauza ta mă eu nervii că eu nu pot să, să întrețin relații sexuale cu tine pentru că ești pu Și mă tem în primul rând să nu faci un stop cardiorespirator, un heart attack. După aia eu nu mă sunt bine, că nu, nu mă sunt bine, draga mea. No, noi când am început să vorbim, tu ai fost mai ok, dar pamu, te lățăști, te nu-ți mai pasă. Te întreb, pastorii care am nechivor, Dacă partenerul meu refuză să întrețină relații sexuale cu mine și să nervează în același timp și mă adresează vorbe grele, că nu, bă, nu, mi-ce bă, nu, mi bla, bla, Și eu zic, da, mă, iubire, știi, iartă-mă că îmi place prea mult salamul, iartă-mă că îmi place prea mult toba cu muștarul și să fac, nu știu, degeaba. Și automat, el mă insultă, eu îl insult și cumva o a avut loc cu un păcat. Nu? Deci uite că și lăcomia alimentară poate să ducă la un păcat care are loc în același timp, adică implică în același timp două persoane sau două trupuri. Lasă tu că nu mă curvia. Lasă tu că nu mă curvia. Ăsta e numai un exemplu cu lăcomia alimentară când păcatul poate să aibă loc și poate să implice două persoane în același timp. Eu mă enervez partenerul, el mă ocărăște cum mă crește, eu mă enervez și eu și automat am păcătuit. Nu? Că vezi tu, în Biblie și în România. Îi catalogate ca fiind păcat. Păi ce facem, frate, care ne chifor? Numim păcat numai ce vrem noi? Cum vrem noi? Și folosim numai ce referință biblice vrem noi? Ca să argumentăm prost și să inducem în eroare publicul care ne urmărește? Și să formăm niște monștri în spate, că voi cu predicile voastre alimentați gândirea unor oameni bolnavi, pe care voi nu știu dacă știți sau nu știți, dacă conștientizați sau nu, alimentați și creșteți niște fiare. Le spuneți că aia nu-i bine, aia nu bine, nu mai e bine. Și apoi când se confruntă cu realitatea, ei de fapt au ajuns să fie niște bestii create de voi. De ce? Pentru că voi îi sfătuiți greșit. Dar hai să mergem next, că urmează alte situații mai grave aici. Ascultați, n-are rost. Cum încearcă el să justifice și să ofere soluții în legătură cu privirea? Ca și cum privirea constituie un prim pas sau un pas spre înfăptuirea păcatului mai exact curvie. Ascultați un pic ce spune și revin. Așa ceva oricum. În astea două minute foarte mult ce spune omul ăsta. Sper să nu-i să comentez fiecare minciună și aberație. Hai că le but, să ai spor. Să ai spor. Păzește te tu, pe tine însuți. Da, exact. Cum poate un bărbat să se păzească de a nu mai privi mm -hmm. unde nu trebuie? Nu, ascultați. În primul rând, privirea numărul 2 e sigur păcătoasă. Dacă mergi pe stradă, da? Și vedeți că ochiul uman are acoperire de aproximativ 180 de grade. Fără să vrei, când te uiți în direcția aceea, te observi că apare cineva din zona respectivă. Apare de dincolo. Păi nu te întoarce să te uiți dacă chiar așa. Ha? A doua privire e păcătoasă. Ce crește? Biblia zice dacă un bărbat se înțelege din text, oricine ar fi el, din orice religie ar fi, oricum îl cheamă, se uită la o femeie ca să o poftească. Nu că a trecut din greșeală prin fața lui. Prima privire nu-i păcătoasă. Este o privire normală. Că nu putem merge să dăm cu capul în stâlpi. Că așa e societatea în care noi ne mișcăm. Oricum nu sunt. Dar dacă te uiți a doua garantez eu, conform scripturii, păcătuiești. Ce îți recomand, bărbate? Da, da, da. Te afli la semafor, da? Și e trecere de pietoni, s-a făcut verde la pietoni. Nu sta să te uiți cum sunt îmbrăcate necuratele pe stradă în Cluj. Nu, nu. Dacă n-ai schimbător cutie de viteză automată, și dacă ai, punem parking, punem punctul mort mm. și ia-ți telefonul, că ai suficiente notificări, nu? Vai din... caută ceva de lucru prin bord. Vai din... Nu te uita! A doua privire e păcătoasă. Oameni buni, eu sper că ați auzit. Deci nu, stați că trebuie să-l comentez așa. Aici a fost un pic mai mult. Deci voi vă dați seama și eu putut să spun omul ăsta. În primul rând, nu știu că mult, mult, oricum, cred că o să-mi scape câteva aspecte. Foarte multe baza, când ai zis, puiule, puiule, doamne bine arăți, doamne, doamne, că nici mai ce bine să mă uit. Vă rog frumos să mă scuzați, încerc să mă abțin și când încerc să mă abțin trebuie să iau niște pauze, că nu, 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 nu pot. <coughs> Ci a doua privire e păcat. Dar dacă mi se blochează ochii pe, știu eu, pe o frumusețe acolo când stau la semafor, ce zici frate? Nu trebuie să mă neapărat din a 180 de grade are ochiul. Mă întreb și eu, frate Caleb. <coughs> Doamne iartă. Mă întreb și eu. Am dacă frigiderul meu e în fața mea. De eu cumva mă fac că mă uit spre geam și geamul mi-e așa. Tătuș, intră pe raza de 180 de grade, nu? Dar așa nu... Nu știu cum să zic, frate. Eu mă fac că vreau să mă uit la geam, că vreau să-l spăl. Dar cumva, știi, miroasă ceva din frigider. Miroasă ceva de pe ragaz, frate, știi? Și cumva, cumva, <coughs> mă uit ador. Bine, poate chiar și din prima. Văd că mă duc eu direct, sunt la frigider. Dar hai să spunem că din a doua. N-am o -am frate care te întreb că eu mă lupt, mă lupt, a, am, am o problemă cu mâncarea, frate. Eu spun sincer că am o problemă. N-au dacă e păcat. E păcat dacă eu ador, mă uit. Știi că e frigiderul și îl atac, frate. Îl atac sub o formă așa de subtilă că știi cum. Nu-i ca și cum am mâncat pe mie în gură toată ăla de sarmale, nu! Prima dată mă fac eu o sarma, închid frigiderul, îl deschid, îl închid, îl deschid. Am impresia că fac și spor la un moment dat, de asta nici mă sunt vinovată, că știi, te deschid, te închid, știi, e un fel de flexie la mână, știi, știi, da. Da, nu știu cum să zic, frate, în mai puțin de o jumătate de oră am stors frigiderul. Nu o mi dumneata, e păcat sau nu e păcat? Am o am înțeles, bun, dar eu nu mă lupt cu păcatul ăsta, că eu mă prea ce singur, ajung și la subiectul ăla imediat. Dar zic așa, cu frigideră, știi, frate, că sunt cumva că nu mai lucră colonul, sunt cumva că transpir din orice poziție, orice mișcare, o fac, 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 zici că mă e așa cu presiune, cu tensiune. M-am dus la doctor, mi-a zis că am tensiune, am dezvoltat și o formă de diabet pentru că mănânc prost și mănânc mult și abuzez de corpul meu. Dar nu mă interesează ce zic doctorii, frate, că ei îs din lume. Nu mă interesează ce îmi spun nutriționiștii, că sunt din lume. Nu mă interesează ce îmi zic instructorii sportivi, că sunt din lume, cu satana. Nu mă interesează ce îmi spune fizioterapeutul, că naomi, vezi că nu pot să mai faci exerciții, că doamne, iartă mă, tu să împreună stomacul cu genunchi, știi ce zic, zoro, Nu mă interesează, frate de ei, că sunt din lume. Vin și te întreb pe tine. Mister pastor creștin duhovnic pentecostal care e E păcat sau nu păcat, lă, cum e păcat comia alimentar? Ce sfaturi ai pentru mine? Că acum văd că despre curvie, masturbare, televizoare și mai nu știu ce, cam predici. Dar vreau și eu să văd o predică de alumitalii care să vorbească numai și numai despre salam și parizări. Dacă vrei, poți să zici și despre pateu, că nu mă supăr. Că îmi place și ăla. Atac orice, frate. Orice atac. Mai ales când văd că îți reduce și cu un singur cent, pac, atac, că am impresia că, wow, ce am salvat și cât am mâncat. Te întreb pe tine, pastor, că voi spuneți că oricine altcineva care nu-i mandatat de Dumnezeu, îi din lume și păcătos. Uite, eu nu vreau să o cred pe doamna doctoriță când mi-a zis, doamne, ești o grasă umflată. Nu vreau să o cred. Dar de ce să o cred? Nu vreau să o cred. Te întreb pe tine, pastor. Ce zici? Vezi, acum în video ăsta m am meditat să fiu mai subțire la față, de o normală să așa. Știi, eu, eu sunt uragan. Na, na, na frate, zâmi, zâm cum, cum, fac cu păcatul ăsta? Că aș vrea să mă botez, Aș vrea și eu să intru cumva în cultul penticostal, dar vezi tu că în Biblie scrie că trebuie să fii sincer, dacă nu degeaba. No, nu m-a păcat ăsta mă robește pe mine momentan. Nu știu cum să scap de el, frate. Te rog frumos să fă o predică. Te rog frumos. Sau dacă nu vrei să predici de la învon, lasă-mi, te rog frumos, numărul italii să te sun, dar vezi că atunci când te sun, o să mă filmez și o să public conversația între noi doi și să te sun și să-mi dai sfatul la telefon. Și poate dându-mi e sfaturi în legătură cu păcatul ăsta de poftă, de cartaboș și de tobă și de tăte aripcile de porc care mai există, poate așa o să învețe și alții. Că vezi, frate, tu îmi predic asta, că mă iau tăte căldurile, bă, deci nu-mi vine să cred, nu e să cred. Tu îmi predic asta în ai, ai vorbit și de niște statistici, că ci, că nu știu câți la sută din oameni care se uită la site-uri creștine, se uită și la alea pornografice. Că nu știu câte, dar eu și ce nu înțeleg, frate. De ce dumneata nu spui și despre sondajele și despre procentele, statisticile care au legătură cu oamenii obeși? În ziua de astăzi, obezitatea a crescut alarmant. Unii să mai punem că dacă cineva moare din cauza asta, eu cred că s-o sinucis. Dar voi condamnați din spatele amvonului. Că vezi, Doamne, să nu ce se nu ce pe păcat. Mă, dacă când când zace toba în tine și din atâta tobă care stă la murat, poți să faci varză murată cu gust de tobă, că atâta stă la murat în stomac, mă, voi chestiile astea, de ce nu le condamnați? Voi chestiile astea, de ce nu le predicați? Ce e vi greu să recunoașteți că păcătuiți în masă, în masă, că sunteți mulți așa, și cumva să combateți, cumva să discutați, cumva să țineți cont și de public, adică de în de ce voi vreți să aveți autoritate absolută și exclusivă, fără să țineți cont și de enoreaș? Fără să țineți cont de membrii de la bisericile unde voi ci că sunteți pastori. Nu, voi mucris, că voi sunteți... Nu, no. noi suntem mandatați să predicăm, să mâncăm, să ne umflăm, să ne desuflăm când vrem și cum vrem, mă. Am și uitat cât e baza cu niemei acolo, ci că cu a doua privire plus că... Ai zis tu că nu trebuie să te uiți pe drum, să intri pe telefon, în timp ce ești la volan, să intri pe telefon la notificări sau să cauți ceva prin bord. Eu te întreb, bă, dar nu, că nu. Vai, cât mi vine să zic, vai, n-au mi-abținit, n-au mi, obținut, mi obținut, că dacă nu te blochează YouTube-ul și păcat, păcat de munca pe care ai depus-o și -o păcat de timpul petrecut, că oamenii nu înțeleg că e nevoie de mult timp să stai să asculti pe ăștia, să înduri cât mință, să transpiri înainte de video, în timpul videoului și după aia. Oamenii nu știu, Naomi, rabde, rab de rab de tu și transpiră și asudă tu, că oamenii ăștia nu știu, Naomi, și tăti te acuză că vorbești nu știu cum în loc să asculti și ceva. Și să gândească, da, bă, Naomi adresează niște probleme cu care ne confruntăm, niște probleme care sunt reale, pe când pasurile le bagă sub preș, că așa vreau ei, știi? trebuie să mă abțin, să nu zic, Doamne, chelăbuț, vreau să mă mărturisesc că din cauza ta păcătuiesc mult. Mă sun? Pastore, mă suni un pic, că păcătuiesc prea mult din cauza ta. Chiar dacă s atei, sunt că păcătuiesc din cauza ta. Vreau să mă mărturisesc ție, că tu ai zis că numai la pastori îi de te mărturisit. Și că am zis că fac video de 40 de minute. Ora scrie pe mine, nu că 40 de minute. Cum să spui tu, chelăbuț, că în timp ce stai la volan, pe poziția de șofer, în loc ca omul să fie vigilent, precaut, nu? Că eu din câte știu atunci când înveți ca să devii șofer, unul dintre capitole, sau cum vreți voi să le spuneți, include și conducerea preventivă. Păi ce ferească, mă! Plus că îl mai include și pe la cu infracțiuni și legalități, știi? Mă gândesc și eu, dacă stau la semafor, și cumva văd că nu toti roșu, bă, și se insistă cu roșu, nu, ca să nu mă uit la ventuzele care trec pe drum, stau pe intru pe telefon. Și dacă e garda lângă mine, adică poliția, și îmi bate în geam, nu, mi ce faci? Păi știi, mă uit ca să nu mai spitească părumbița sau șartele care au trecut pe drum. Ha! Păi nu știi că în codul rutier scrie că asta e infracțiune sub articolul nu știu care legea, nu știu care bla 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 atâtea puncte de penalizare, poate chiar îți suspendăm și -o permisul, îți trecem asta în cazier și frumos. Și o să le zic, Doamne, și E te rog frumos, nu faci lucrul ăsta, că pastorul meu de suflet mi-a spus asta, că trebuie să stau să mă uit pe telefon când eu la semafor. Trebuie să mă fac eu caut în bord când îți la semafor. Nu mă crezi, domnule polițist, uitați-vă, vedeți pe Caleb Nechivo, dar n-aveți cum să nu-l vedeți, că o a avut el grijă să se facă văzut, să mă ierte. Doamne, cât îmi vine să zic, știi? Și îl are pe Caleb și zic, bă, uite, el, 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 mă încurajat să stau pe telefon. Pastore Caleb, cum poți să-ți iasă din gură atâtea fantezii ipocrite? Cum? Cum poți tu să încurajezi ca oamenii să-și folosească telefonul? Cum? Eu nu vreau să zic că nu sunt oameni oricum care stau și vorbesc la telefon și se joacă și femei cu machiaj pe la... Eu când le mai văd și pe aici prin Irlanda, pe irlandezile astea, dacă e ceva ce mă nervează la irlandeză, e când ele se opresc un pic la semafor și cu fardurile pe ferească, te-am tompat, feșteaște-te acasă, mă, femeie, nu acolo, în, în, trafic. Eu nu zic că, ca și cum oamenii nu fac treburile astea, ele fac oricum, dar de ce să le încurajezi tu? Deci cât să fii depenibil? Ci că din a doua, cu a doua privire ai și -o păcătuit, garantezi tu. Te întreb și mă repet, dacă mă uit la frigider din a doua privire, deși cine e cu frigiderul din prima, nici nu trebuie nici o privire, te duci așa cu ochii închiși, mă. Atac! Atac! E păcat ca nu e pe casă, frate. Aștept să-mi răspund. Știu că ai mai zis niște baleveri pe aici, dar nu mai mi-aduc acum aminte, mă duc next. Ca am de comentat. Nu. Stai să văd ce next. Nu scutați aici o altă familie. Nu, că nu, n-ai, nu. Bă, dar video să trece de oră, sigur. Nu, deci nu. Să mă ierte, Parasche și la. Grație la, te salut. Mai e supărată pe mine. Brăcămintea indecentă n-are ce să caute aici. Aici, oriunde ai fi. Amin? Aha. Uh -huh. Doamne ajută! ajută. Eu l-am explicat la tinere, la adolescente, le-am spus, fii atentă, fată! Rotula ta n-are voie să fie văzută în biserică, dacă și ești în față să cânți. Nu mă interesează rotula ta, mă înțelegi? Pentru că o să intre în clădire un om care a vizionat o noapte întreagă imoralitate pe internet. Și când îți vede la ta descoperită, Ii. o, o să-ți gândească la prostii. Și tu, tu ca fată care vii în biserică și zici că ai frică de Dumnezeu, serios, o să-l determin pe ăla. Să fiți parteneri imorali în mintea lui. Și asta e păcat. Mă scuzați, i-am căutat febră la Caleb să văd dacă are, are Ioi! Ia, yeah, că mai... Sta, sta, să fac 20 de mișcări când mai pot. Am eu, vă rog, deci, vă rog, din suflet, scuzați mă Trebuie să fac 20 de mișcări când mai pot. Oh, my God. Nici, nici măcar nu mi-am încălzit tu, meri, stați un pic, stați. Hai că nu mai pot. Nu trebuie să mă abțin. Oh, și -a greu să te abții. Vedeți, oameni buni, asta e lupta cu păcatul. Când simți că transpiri, atunci simți că te lupți cu păcatul. No, nu am eu mă lupt cu păcatul, pe rău de tot. Dar să zic, câte ceasul așa. Oh. Vă ce sora Naomi, păcătau și asta. cea mai păcătau și pe pământ, făceți-mă cum vreți, nici o problemă. Gunoi, făceți-mă, că așa s gunoi. Dar ascultați ce vă spune gunoiul din Naomi. Dacă nu sunt că transpirați atunci când vă luptați cu păcatul, aia nu e luptă adevărată. Ce doamne, mi-a căzut pe ciu. mă scuzați, trebuie să fac 30 de mișcări, că urmează 100 după aia din nervi. Stați așa să mă suc fulg, să-mi lățesc un pic. Numărați cum mine 30. Am nevoie să inspir, să expir, ca atâtea am venit să zic. trezit că-mi crește pieptul. Mă trebuie să mi crește pe nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot cu omul ăsta. Păi bă, care-i pus nechipuri, te întreb și eu. <coughs> să mă iarte, doamne, doamne, nu mă... Uf, e mare luptă cu păcate, e mare luptă. <coughs> să mă scuz, frate, pasul că s-a tăiat de dar ce să fac, no? Dacă sunt gunoi de om, sper că-ți dai seama că la mine nu... Nu se poate vorbi despre decență, bun sunt, așa, se o mai pricăjită, mai, mai dăm încolo, sunt gunoi de om. Mai stați dumneavoastră. Vă întreb și eu, ce mai păcat? Să se vadă rotula unei femei în biserică sau să nu se vadă rotula că e foarte grasă femeia aia? Întreb. Asta e numai o întrebare. Ei, numai o întrebare că mă urmează next. Deci ce e mai păcat? Care e mai mare păcatul? Sau cum calificați voi păcatele astea? Că alții zic că sunt păcate mai mare, altele mai mici, alții spuneți că păcatul e păcat, indiferent. Bine, mă, faceți tocană, cum vreți voi faceți Biblia? De eu te întreb pe tine, pastore, că tu ești mandatat. Doamne, cât vine să zic... Vai demne mine e vine să zic, au, că deja am transpirat și la unghii, Dumnezeu, ce-i păcat, frate, să se vadă rotula sau să nu se vadă rotula din cauza agresivă? Dacă o soră care e foarte așa, vă rog frumos deschid o paranteză, eu nu fac discriminare în legătură cu persoanele care îs mai mult decât supraponderea. Vă rog frumos să mă iertați, să mă scuzați, dacă credeți că fac asta, nu fac asta. Eu vreau doar să se sizez, să aduc la cunoștință, la cunoștința, dar ăștia cred că n-au cunoștință, nu? Că Lăcomia alimentară, oameni buni, păcat. Lăsăm deoparte persoanele bolnave. Lăsăm deoparte. Că nu ne putem permite să ne bătem joc. Nu. Dar acum, cu cea mai mare sinceritate, te întreb, pastore care mi chifor, dacă vine o soră, coroce din aia până la genunchi, dar să presupune că atât ai de bine făcută, dar nu care are probleme cu glande și cu diabet, că deja mă doare capul cu asta glandă și diabet. Și Cumva i s-ar vedea rotul ăla, dar nu prea, că știi, nu, no, e gras. aia poate să vină, că nu i se vede și ce să mai spitești, că, nu, no. ce să spitești, nu? Și când te duci la Lidl, eu zic la Lidl, cam tot știm de Lidl, vorba aia, când te duci și vezi o mandarină, te uiți mai bine, știi? Că dacă vezi lângă un harbuz, nu te prea uiți, că, bă, da, dar o mandarină sau o căpșunică, ioi... O ieși și o așa, cum fac românii pe la Lidl. Mă duc amul la Lidl, dau zile, ferească-te, dar să te ferească. Oameni îmi buni, aș vrea să fac videourile mai scurte, dar nu pot că zici că îmi vin în cap. Mă duc la Lidl și văd doi români, cuplu, știi? Și bărbatul îi zice la femeia să vezi că ni se cântă căptelul, fă ceva. s o dus și -o niște covrici, din ea știți cum e la patiserie acolo, covric din la mare, o luat un covric, i -a dat la copil. Și-a început copilul să mănânce și mă gândeam ferească-mă Dumnezeu, ori ăștia o să plătească cum De curioasă ce am fost dacă n-am stat până și a terminat cumpărăturile și m-am dus în spatele lor să văd și plătesc covrigul. O mai avut covrigi în plasă și o mai pus covrigi. Și-o întrebat ea -o, câți covrigi aveți și au zis patru. Și mă gândeam pe bune. Pe bune că patru. Și unul deja e în buric, la, Chep... nu, mă scură, la copil. <tri> <tri> Ai, doamne, nu mă că nu, nu mă vedeți, nu, că nu-i păcat. Și dacă erau creștine, nu-i păcat. Știți, de ce nu păcat. Că au zis că furtul e atunci când fur și duci la tine acasă. Acum, dacă copilul mânca covrigul un Lidl și dacă cumva îl trece caca și face în pampers până acasă, nu mai e păcat Chiar când intră în casă, cumva o mâncat, o digerat, o transportat în exterior înapoi covrigul, nu mai e păcat. Te întreb, pastorica de chipul. Tu, foarte mult, am văzut și tu și mulți, dați în îmbrăcămintea surorilor. Mă, da interesant. Interesant. Surorile, dacă se poate, cu preșmă mă, pe ele, bă. Voi le vreți ca musulmani, cu perdea, cu zaluzeale la ochi, nici să nu mai respire, dacă se poate, cu butelie. Mă, da voi ăștia care sunteți, uh, știi, foarte bine, știi, ca să nu zic ceva ca păi nu, știi? Dar știu că publicul mă înțelege, să vă pup pe mama, că eu știu că voi mă înțelegeți, iubiți mei. Vai că am învățat niște cuvinte frumoase de la Bohariu. Iubiți-mi, eu știu că mă înțelegeți. Voi când veniți îmbrăcați în halul în care veniți, voi nu credeți că cu intenție, fără intenție, provocați pe altcineva să păcătuiască? Nu că și în Biblie scrie că vai de cel prin care vine pricina de potignire sau cum spuneți voi. Dar la fel cum tu acuz rotul la e femei care vine numai cu din aia până la genunchi sau fustă, dă-le încolo de ale treburi, fustă, roce, cam unde au pus pe la genunchi, nu în când tu acuz rotula acelei femei, la fel poate să te acuză și pe tine sau pe alții ca voi, așa, din elita asta de VIP, Kinderel VIP, aha, alte surori din biserică și să se gândească în capul lor, în loc să vă asculte ce predicați, să vă asculte tainele voastre, ele le se gândesc, da, păi, no, păi, da, ce? Păi, uite și la pastorul Cali, uite și la, 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 uite și la, 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 la. De ce să îmbrăcați așa? Pă cum să fie îmbrăcați așa? Și am refer că la ce fac eu referință? La ce? Pielea asta, bat-o, sobat, -o, -o bat, că deja mă trag de mață. Pielea asta e îmbrăcămintea corpului, da? Îmbrăcămintea poate să fie și pielea, nu numai hainele. Păi dacă tu acuz îmbrăcămintea asta exterior, care se vede în primul rând, mă refer hainele, Păi voi și cu îmbrăcămintea voastră interioară, care oricum se vede după ce vă se ferească Dumnezeu să vă sară un asture, că nici nu vreau să vă mai mult, că deja... De hm, piste. Oh my god! Doamne, cât e bine să zic, dar nu mai pot, nici eu nu mai pot. Nu mai pot când văd cum e să știa. Mă voi ca... Cum cum să te duci în față și să acuz rotul la unei femei? Să acuz că aia e păcat, aia e păcat, când tu mocnești în păcat. Cum? Cum aș putea eu să mă duc să le zic la femei? Nu vă tundeți din păr când eu am părul scurt. Cum să spun asta? Cum să spun surorilor, e păcat să îmblați cu fustie scurte când eu însă îmblu cu pantalon scurți până la genunchi? Cam așa de banal sunteți voi. E păcat să curvești când tu Hmm. E păcat să ți se vadă rotula când ți să se vede. Știi? Și nu e ok nici îmbrăcămintea ta, frate. Dacă rotula surorilor nu-i bine și e păcat, păi nici voi ce să vede cât să mai vede. Nu-i bine, e păcat că mă faceți să mă gândesc ce Dumnezeu mâncați la meniu. Dacă se mai poate numi meniu. Să spui tu că rotula surorii e păcat. Dar obrăjorii voștri ce dacă e mai pus, nu-mi iau că sunteți loc pe zutele. Pentru că n-are rost, că după aia mă blochează YouTube, n-are rost. Ascultați aici altă, n-are. Dacă trei de oră mă scurt, da, n-are rost, că nu. Nu mă pot abține, oameni buni, ce vreți să fac? Dacă mă pot abține, asta Ascultați o altă fantezie, marca. Și aici urmează subiectul foarte spicy cu masturbarea reală. Ascultați. Câteva sfaturi practice. Nu intra pe internet când ești obosit. Oh my God. Nu intra pe internet fără sens. Nu stai într-o zonă în care să te vezi doar tu cu telefonul tău și în spatele tău să fie zid. Nu. Stai într-o zonă unde să se deschidă ușa. Să te prindă cineva rapid. Să-ți fie rușine. Măcar de rușine să te aici. Măcar de rușine să mai mănânci. Postește. Da, da, da. Cum recomand să postești? Cum? A doua zi după ce te-ai uitat sau chiar ai practicat, a doua zi, a de dimineața până seara, o zi de post. Fără mâncare, fără apă. Citește Biblia mult de ziua. Roagă-te, insistent. Spune Domnului, Doamne, postez împotriva la aceste două păcate. Postez, postez până scap. A doua oară, dacă se mai întâmplă, ia o zi de post, una nu, a treia oară postește. Dacă se mai întâmplă a treia oară, ia două zile de post consecutive. Dacă se întâmplă a patra oară, ia două zile de post consecutive, una nu, două iară postește. Dacă se întâmplă a cincea oară, când sigur va fi ultima, ia trei zile de post consecutive, fără să mănânci seriile. Ce o să se întâmple? Psihologii și doctorii spun în felul următor. În momentul în care cineva vizionează sau își produce plăcere, se varsă o așa numită substanță dopamină în sânge, care creează euforie și acordă creierul recompense. Creierul se bucură, consideră că e ceva pozitiv, nu știe că e rău. Creierul nu poate ști că e rău până nu-i demonstrezi. E... Atât. La partea cea mai spasi trecem imediat. Te întreb și eu pastorul care mi-a chipul? Stai, soacră mea mare, tu de câte ori postești? Că tu la cum te-ai referit aici și la cum te-ai exprimat și că ai argumentat, deci asta nu e o argumentare, ne vă, ever, vă, uh, ci că a cinci ori sigur nu se mai întâmplă, ca și cum mă duc și o odată, o oală de ardei, nu hai că postesc o sesiune, cum mai zis tu. Dar nu știu cum să face ca a doua zi, bă, acum vreau Olă de coropișniță făcută acolo în un soare și în pline de pâine umflată cu drojdie. Aplica a doua sesiune. Tata așa până la cinci. Și bai cumva ar trebui să scap de problema asta cu lăcumia alimentară. Te întreb, frate, pastor, care-mi chifor, în numele tuturor persoanelor care nu te pot înțelege cât pot să fie de... Doamne, cât e bine să zic. De câte ori postești, frate? Că văd atâta de mult îți place să spui tu, mă, mă, încă și zășcum cum. Odată la nu știu cât, de două ori nu știu cum, de câte ori postești, frate. Chiar nu simți că păcătuiești? Nu știu. Și de unde știi tu? Amu, hai că pastor știu că ești. Bă Nu știu ce profesor la gimnaziu ești. bou Mă, tu ești de tăt Dar tu ești și sexolog? Te întreb și -a cine ești tu să spui, vezi, Doamne, și să insinuezi că masturbarea oameni pun el o vorbit de cuvântul ăsta, nu în secvența asta, dar uitați-vă la video să vedeți. De aici era faza despre masturbare. Să spui tu că masturbarea nu e sănătoasă pentru corp. Nu, no, bun. Masturbarea nu e sănătoasă, după spusele tale, că eu nu cred asta. Dar te întreb. Cartaboșul și salamul băgate așa cu forță în tine. Adică în tine, în oameni, știi, mă refer oamenii, că tu nu, eu nu cred că tu știi cum arată un salam, jur, nu cred. Nu, eu cred că tu ești finuț, mă, <gântu -i> cu supe la plic, știi? Nu, am vrut să zic așa, când oamenii bagă în ei neștiință, știi? Um, e păcat sau nu e păcat? E bine pentru corp sau nu e bine pentru corp? Dopamină, hormone, alea, alea, știi ce zic, frate? Cum poți să te faci tu că îi spui la un om care cică și sau se masturbează? Cum poți să spui că trebuie să postească în halul ăla și după aia tu îi garantezi că o scăpat când tu? Hm? Nu te mai suport, nu, 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 nu mai pot, mai pot. Haideți să ascultați ultima, asta e cea mai, mai mare pocrize. nu, 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 deci nu, nu mai mi se face rău, nu mi se face rău. Singur organ intern pe care îl poți pune la respect este stomacelul. Cine postește știe. Hmm. O vine la mine în birou odată mai de mult un bărbat, nu era de aici, în biserică, din zonă, și după ce mi-a spus ce probleme are, i-a spus, împotriva acestui păcat trebuie să postești, frate. Zice el, frate, dacă eu postez, mor. Am zis, dacă muriți, vă gropă gratis. Ce să zic? Nu mor sigur, stai liniștit, băiat. Cum să mor, Radita, mai... Numai sală făcea dimineața și seara, continuă. Trăgea pe fiare, era mai mult în sală decât la biserică. sărăcuțul. Sără... Mm. Da. Postește. Da. În momentul în hmm. care vei posti o dată împotriva acestui păcat cu predilecție, stomacul tău nu va se Când postești deja o dată, una nu, a treia, stomacul tău se sizează. De ce? În mintea ta, la nivelul minții tale, există acea euforie mare. Prin ce ai trecut, pentru ce ai văzut, pentru ce ai practicat. În momentul în care stomacul tău nu mănâncă, deja asociază evenimentele. Uh -huh. Și oricine dintre noi știe că pentru ca să ne mișcăm degetul mic, mai întâi trebuie să ne dea acordul creierul. Mm. Nu, nu mișc degetul fără să spună creierul, corect? Da, ce, da. Da, da, da. Totul e de la controlul central, creierul. Da, 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 da. da. E descoperirea asta, da. Mai bun. Eu chiar insist să ascultați și lui predica ca să înțelegeți mai bine. Nu mai pot. Am făcut hernie la creier. Ați auzit cum auză sărăcuțul de el că mai mult mere la sală decât la casa Domnului. Mm -hmm. Ori dacă ar fi să numere aplicația câți pași face cineva, sau câte mișcări de mandibulă și maxilar și dinți întoși, și limbă înfocată și îmbuibată de un soare și grăsime, dacă ar număra o aplicație, dacă ar exista o aplicație să numere toate mișcările faciale când cineva mesică și înfulecă și înghite fără scrupule, atâta mâncare și devine cât o lebeniță harbus ce-o fi. Oare? Nu-i păcat. Păi dacă e păcat că un om se duce la sală ca să se mențină sănătos, hmm, nu, nu, în capul meu nu face logic, oameni buni. Cum adică să acuz eu pe cineva care încearcă să aibă un stil de viață mai sănătos decât mine? Eu să mă apuc acum să-i zic ce faci tu? Nu-ți rușine să... Trebuie să fii la casa Domnului. Da, nu, mi dau, uite așa, trebuie să fii la casa Domnului. N-ai cum tu să te duci la sală, n-ai cum tu nici acasă, nici oriunde, n-ai unde să te... n cum. Domnul te vrea pufi. Rog și eu un fan de-a meu, dacă există fani, să mă arate în Biblie unde scrie că Dumnezeu preferă pufi. Că dacă Dumnezeu preferă numai pufoș în rai, păi eu mă pot boteza și mă pot pocăi. Înțelegeți voi? Adică, cum adică poți tu să spui, pastore, că singurul organ pe care tu îl poți spune la respect e stomacul? Și cine postește știe. Hmm, dumneata postești? Te întreb Eu numai te întreb că... noi eu într-adevăr am fost la oftalmolog și au zis, zis că trebuie mi-ai vezi că ți-o crescut de Ha? Și au zis că s-ar putea să te vadă ceva care atâta să să vadă, să, -ți se pare, că așa. Nu, no, eu nu știu dacă te văd bine, frate, am să mă, ei, nu știu, am de optri pe cu, da, pe cuvântul meu, dacă și nu știu dacă e real ce văd eu pe ecran sau nu. Și te întreb, știi că nu vreau să greșesc, da? E departe de mine gândul ăsta. Dumneata aposiește. Dacă mersul la sală, sport în sine, adică din punctul ăsta de vedere, sportul ăsta e păcat. Sportul care se numește atac la frigider e păcat. Păi la fel cum zici tu că e păcat că unul merge la sală, așa pot și eu să mă gândesc că e păcat să te faci sport. Din, la, din cameră până la frigider sau de pe scaun, de la masă până la frigider. E spor ăsta. -r 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 -r. Sportul ăsta e păcat. Că nu și nu te-am auzit niciodată să condam sportul ăsta. Nu te-am auzit. Sportul gogoșă. E păcat sau nu e păcat? Nu mă un pic. Mă un pic. Trebuie, tre să mai dau play. Aici pe la sfârșit, aici pe la sfârșit, zice niște bali ia cu capul. Stește. Ultimul lucru cu care închei, Promite-Lui Dumnezeu că vei lupta cu toată puterea ta împotriva acestui păcat. Și spune Domnul Iisus așa, Doamne... Masturbarea și curvie, da? Mă lupt împotriva acestui păcat. Mm -hmm. Și când nu mai pot eu... Așa. Când toate soluțiile mele sunt... falimentare. Așa. Te rog frumos, Intervino. A uh -huh. Au fost băieți care au făcut mărturisirea asta și promisiunea asta cu legământ în fața lui Dumnezeu. Și s-au întors la mine și mi-au spus, frate Caleb, am încercat din nou să intru pe browser, pe Google, să dau click. Eram cu un telefon nou. Mi s-a închis irecuperabil. Niciun tehnician nu mi-a mai deschis. Vai de mine. Ce ce nu credeți, nu cumva să testați. Da, da, da. 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 Dar mai bine testați că să mergeți în iad. Uh -huh. Și ce a zis Evanghelia? Noi nu mai ardem pe rug pe nimeni. Nici o fată, nici un băiat nu mai este ars pe la ora actuală. Este interzisă moartea prin ardere. Nu mai omorâm pe nimeni cu pietre. Dar semnalul lui Dumnezeu de alarmă este următorul. Cine nu se oprește pe pământ, din păcate, ăsta, curvie și o masturbare, vine o zi în care arde. Mm -hmm. Păstrează-ți mințile în cap. Amin păstrează mințile în cap. mă, că e stai tu un pic așa, că tu... Oameni buni, să auzit ce zis, da? Că cei că băiatul ăla și s-o mărturisă lui, că cei că o să se uite pe site-uri din astea cu căpșunele, cu mandarine, da? Și că vezi, doamne, s-o și eu explodat, sărac, cu nimeni nu le mai putut face niciun tehnician. Știi ce zic? Păstrează mințile în cap. Cum, cum e mă a predicat? Păstrează mințile în cap. Da, mințile în cap. O menționat de câteva ori despre masturbare și curvie în video ăsta. Însă eu am selectat numai momentele critice, că nu permite timpul să stau, că ar trebui să stau toată oameni bun să comentez exact ce a spus el. De acum vreau să pe pasul care nu-i Cum poți tu să spui că masturbarea e păcat? Conform căror versete din Biblie. Că vreau și o să vin cu alte versete din Biblie să-ți demonstrez și să-ți arăt că prea fericirea, ca să o numim așa, nu e păcat. Știi când cred eu că e păcat? să te prea fericești atunci când, de exemplu, să presupunem că ești într-o relație. Da? Și ești căsătorit. Da, bun. Și cumva tu, nu știu din ce motive, unul dintre parteneri să presupunem să autosatisfaci. Și când vine celălalt acasă, nu, că mănâncă, știu eu ce, și cumva vreau să întrețină relație. Adică ăla vrea să întrețină relații sexuală, Da? Cum e și în normal. Și soția, se presupune că soția s-a fericit, îl refuză, că nu, no, nu mai poate să ragă, că numai ce înțelegeți. Nu, no, pentru faptul că tu ți-ai refuzat soțul și el cumva trebuie să se abțină ceea ce cred că e greu să te abții când uh, simți nevoia asta, tu l-ai făcut să păcătuiască. Pentru că l-ai amărât, l-ai întristat, l-ai supărat. Atunci, da, cred că masturbarea e păcat. De ce să-l tu, să-l faci pe musta să se abțină de la ceva care ar trebui să aibă loc? Să presupune că soțul se comportă normal cu soția. Nu din ăștia care maltratează și şi... nu, nu, nu să presupunem că totul e pink în relația. Da, nu știu și eu vin la soție să, să prea fericească. No, în momentul ăla, da, eu cred că mă a strâmbar, păcat. Dar arătați-mi voi mie, chiar arătați-mi vă frumos, unde scrie că satisfacerea, dar să mă arătați un verset care să nu poate să fie contraatacat. Adică să vă gândiți că în voi îmi lăsați un verset, eu nu pot să vin cu altul împotriva ce versetului vostru, da? Pentru că, vedeți voi, și în Biblie scrie că e bine pentru cine poate să rămână singur. Eu ce pot să înțeleg din asta? Dacă tu poți să ai grijă tu de tine singur, din orice punct de vedere, mai bine. Sfatul meu e în felul următor. Bine că mai șate versete prin care eu pot să justific că prea fericirea nu e păcat. De eu mai bine zic așa. Decât să te duci și să faci cu toată lumea afară, decât să te infectezi, de cât se tot felul de boli, că poți să fie luat boli prin sărut, prin nu știu ce, prin atingere, contact fizic, numai atât a te și nici nu vrei să știi câte bacterii. De să violezi, decât cât altceva, stai frumos în acasă și prea fericește -te. Unde există vreun verset în Biblie care să condamne masturbarea și să nu poată fi contraatacat versetul ăla? Că vedeți voi și la vin, eu v-am spus oameni buni, și -o la vin, e la fel, la fel se spune. E păcat, Dați te -i duci un pic mai încolo, mai încolo sau mai în spate, îi bine, chiar te îndeamnă să-i dai și aproape lui tău, ca să-i alingi în supărare și în tristețe. Nu, la fel e și cu satisfacerea asta, cu autosatisfacerea asta, da? Poate să existe versete unde e condamnată, dar poate să existe versete unde tu poți să înțelegi că e ok. E ok să te autosatisfaci. Acum știu că poate mulți dintre voi, Doamne, și ferește la noi, ce zis? Ce am zis, mă? Un lucru normal? Păi gândiți-vă așa, că deja trec de oră cu video ăsta, nu am crezut că o să trec de asta viața Gândiți-vă așa. Da? Când, când tu simți nevoia aia să mănânci, îi o nevoie a organismului pe care tu nu o poți controla. Simți nevoia de să mănânci, de hrană. Te duci și o mănânci. Acum poți controla, dacă n-ai alte probleme medicale, în mare parte poți să controlezi cantitatea pe care o mănânci. La fel și cu apa. Simți nevoia de băut apă. Simți nevoia de odihnă, corpul-ți obosit. Da? Nu la fel și cu nevoia sexuală. Sunt nevoia. Lăsați-mă pe mine că nu sunt nimeni, că sunt. Sunt că ai nevoie să-ți eliberezi mintea. Și una dintre metode prin care tu poți să faci chestia asta e autosatisfacerea, prea fericirea, pre... prea fericitul. Da? Nu te pune nimeni să abuzezi de tine în hal, fără din hal, să te apuci pe tavaj. Nu, nu, nu. Frumos, cu grijă, te respect. Știți ce zic? Că până la urmă e corpul tău. Ți-l Ai grijă de el. La fel cum îl speli, nu mă refer acum la ăștia nispălați că sunt mulți care put grosnic. La fel cum îți speli corpul. La fel cum îl hrănești. La fel cum îl odihnești. La fel trebuie să ți cont că Dumnezeu ăla în care credeți voi, că eu nu cred, dar o lăsăm așa. Dumnezeu ăla care ne-o creat, ne-o creat cu hormoni. Da? Cu hormoni ne-o creat. Nu. No. Și hormonii ăștia, cumva, îți provoacă o stare de... Da? Ca să mă apuc aici să intru în tot felul de detalii. Și atunci tu, decât să te duci cu alții sau cu altele, de pe dacă ești fată sau băiat, decât să nu știu... Uite, de exemplu, decât să supui o soție sau un soț la niște acte de violență sexuală, de exemplu, tu știi că nu te-ai comportat bine cu soția sau cu soțul, totuși, te duci și hai că trebuie să faci în sex. Nu mai ne sau ni care ești, nu. Dacă ești un soț sau o soție. Și ți-ai supărat extrem de tare partenerul, eu cred că în cazul ăla dacă tu te duci în altă parte și te autosatisfaci, e mai bine decât să iei cu forța partenerul și hai că ți trebuie sex. Pastorilor, de ce nu spuneți asta de la voi? Decât să silești partenerul la relații sexuale. Mai bine te duci frumos. Ce că îmi trebuie, îți trebuie, du-te, bă, dar du-te. Du-te undeva, lasă-mă pe mine. Mă duc eu din casă, satisfacite. Dar nu veni tu la mine. După ceea ce vorbim în contextul de mariaj. Nu vii tu la mine după ce m-ai bătut. Nu vii tu la mine după ce m-ai terminat psihic. Și tă, tu, cretin care ești, îți trebuie să întreții la sexuală cu mine. Păi înseamnă că tu ai o minte bolnavă. Înseamnă că ți nu-ți pasă de suferința pe care ai provocat-o. Înseamnă că ți nu-ți pasă de nimic. Numai de tine. Nu tu pe mine, nu mă violezi, că l-ai viol. Degeaba spuneți voi pastorilor că odată ce te-ai căsătorit, că le buți, că așa ai să în predic asta, că odată ce te-ai căsătorit, n-ai voie să divorțezi, rămâi așa, pe bune mă, bă, pe bune. Cum să faci că de exemplu, hai să presupunem că-s presupunem că nu sunt, da? Și vecinul o să fac chestia asta. Îs Și mi-am luat un soț, ok, da, de-a lungul timpului s-o deșalat. Și amu el când vine, lui îi place numai poziția misionarului. Eu așa, mă scuzați oameni buni, eu trebuie să vă demonstrez. Puteți să dați un follow cât vreți că mă interesează. Eu să stau jos, să mă ferească Sfântul, oricum deja mi se face și capul ăsta în gips, și el tădea supra, știi, în cazul în care vrea. N-așa, pe mu, eu mă tem să nu mă sufoce. Doamne, fie, dacă cade pe mine, păi eu mor acolo. Mă ucide, nu? Că nu mă mai pămeșcă. Nu, no, acum, dacă eu refuz să întrețin relații sexuale cu el, că mi-e frică că m-ar putea omorâ. Au fost cazuri, oameni buni, uitați-vă dacă nu credeți pe YouTube, când în timpul sexului, partenerul din greșeală și-a omorât partenerul. Din cauza că, bă, odată o împins, voi vă puteți râde, ce faceți ce vreți că mă tresează, odată a arătat la un reportaj, pe Discovery m-am uitat că sunt și acolo niște emisiuni, și când au avut sexuale, oameni buni împingi. Hai, nu vă faceți că vi-s virgine urechile și nu știți ce vorbește. Și când au împins, eu râd, am dar nu-i chiar s a dus cap în părece și a murit femeia. S-au și spart păretele. Eu serios că nu glumesc. Bine, eu nici nu știu la ce râd acum. Că nu-i râs, femeia a murit. Sau poate să fie invers. Bărbatul să zică, bă, nu, că n-am cum să stau deasupra, că ăsta, doamne, își Și femeia stă deasupra. Numai că femeia se deasupra și simte că nu se întâmplă nimic, că nu. Acum te întreb, pastore, care mi-e În cazul în care unul dintre parteneri rămâne nesatisfăcut, hai să presupunem că să-ți ai ok și bărbatul ăla tot la vale. El ci că și o terminat așa, Da, femeia aia nimic. Nu apa frate, vezi tu, nu-i bine. Psihic vorbind. Și din punct de vedere de sănătate. Tu să te pornești, vorba vine, E ca și cum știi, hai, hai să te explic un pic, că poate mă mai bine așa. Ă, ți-e ți foame, știi ce zic, frate? Și vine cineva acolo de sarmale la tine. Și zice, ia și gustă. Și tu gusti, una. Ai dat ce ți mai trebuie că ți foame. Și ți iau la și se duce. Hai că o dată răbzi, a doua răbzi. Bă, da, cât? nu e așa că e trist? Să-ți amăgești stomacul și să nu-l îngrijești. La fel e și cu sexul. Cu relația sexuală. Păi dacă ai început, Deși nu știu cum s-ar putea stimula sexual cineva care are un partener foarte așa, dar mă rog, în fine, nu, eu cine și eu să discut așa ceva. <coughs> păi, odată te las așa pe uscat, vorba vine. Da, ce faci? Mă duc și mă prea fericesc. E păcat? Că nu aveți, voi spuneți că nici nu bine să divorțezi. Păi bine, ok, o stau așa cu tine, să arma care ești. Dar păi trebuie și mie că -mi trebuie, nu că mai stimulat tu, care e dezastru. Corpul meu îmi cere să mă autosatisfac. Că deja cere corpul meu îți hormoni. Degeaba vreți voi să spuneți că Naomi tu vorbești acum prostii. Nu vorbești prostii. E organismul nostru. Dacă nu sunteți de acord cu ce spun eu, fain, nicio problemă. Atunci vă provoc. Când simțiți nevoie de mâncare, nu mai mâncați. Nu mai mâncați. Simțiți că vreți să beți, nu mai beți. Mă refer apă. Acum vorbim așa de lucrurile astea elementare care stau la baza supraviețuirii noastre. Da? nu mai beți. Să vedeți cum îi. La fel și cu masturbarea. Tu trebuie să-ți îndeplinești dorința asta. Eu nu zic să vă destrăbălați. Eu nu zic să fiți acolo 100 într-un grup. Nici vorbă. Eu chiar încurajez mai bine să te prea fericești singur, frumos, elegant și cu stil, da, că trebuie să ai grijă, decât să te duci cu nu știu cine. Ba te infectezi, ba te mănâncă prânșeana, ba nu știu ce. Nu, Stai singur frumos, te prefericești. Și gata. Eu mai bine aș încuraja așa. Dar la voi interesant. N-ai voie nici să divorțezi, n-ai voie nici să te simți bine, tu stai și puști. Și apă când vine bărbatul acasă și te întreabă, mă, femeie, de aceea e că ești nervoasă. Păi n-ai cum să-i spui că ți-s hormoni în cap să-ți îți pușcă hormonică. Știi, tu nu ești în stare nici să mă autosatisfaci. Nu că să mă autosatisfaci. Tu nu ești în stare nici măcar să mă satisfac sexual. Și tu mă întrebi ce am? Păi hormoni în cap. Cea? Nu? La fel cum tu reacționezi diferit când sunt foame, uitați-vă, sunt oameni care atunci când le foame, devin agitați. Când îți obosit, nu mai au aceeași performanță, nici verbală, nici fizică, lucri mai încet, vorbești mai nu știu cum. La fel și cu dorința asta sexuală. nu e ca și cum tu stai să te gândești. Sau nu e ca și cum că le buți. nu trebuie neapărat să te uiți la porno pe, pe site-urile Îs oameni ca și si mine, hai că deja mă ma mărturisesc, îs oameni ca și si mine care mă trece timpul, dar cumva numai, ho, ho, Naomi, vezi că ai și si tu 2, 3, 4 hormoni. Îmi închid frumos ochii și si într-un taina de și si prea fericire. Și si da de simplu. Deci la fel cum corpul nostru atunci când e obosit, înfometat sau însetat, reacționează diferit, răspunde diferit stimulilor, intern și extern. Dar la fel e și cu dorința asta sexuală. Nu trebuie tu neapărat să-ți o provoci. Că uite, de exemplu, un sportiv care se duce la sală, cumva să zici, bă, el s-o singur, vorba vine, că o, o muncit. Dar un om care stă numai așa și vine să mănânce, că vine să mănânci, îi că e nevoia trupului. Nu că, vai de mine, atât au postit el, și am luat cu foame. Nu no, așa e și cu sexul ăsta, mă, cu nevoia asta sexuală. Nu trebuie neapărat să te uiți să poftești corpul în sinea lui. Își dorește chestia asta. Uitați-vă, de exemplu, la preoții ortodoxi sau catolici. Ei sunt foarte retrași în mănăstirile lor și totuși sunt nevoia sexuală. Numai că ei sunt nesâmțâți. În loc să se prea fericească, ei molestează copii, să vă fie rușine, pedofili nesâmțâți care sunteți. Faptele astea sexuale trebuie acuzate, nechifore. Nu masturbare. Că dacă ei s-ar prea ferici, dacă s-ar autosatisface, n-ar mai viola. Înțelegi că nu trebuie neapărat să te uiți la porno, nu trebuie neapărat să vezi o rotulă de ghimbir în biserică ca să te stimuleze sexual, nu. Asta e o nevoie care îi cu tine, e născută în tine. Preoță, îți sunt dita mai mănăstirile lor, retrași. Nu văd blondine, nu văd brunete și sexoase pe drum, nu văd. Totuși sunt nevoia aia. În loc să-și să mă ierte parascheva, castraveatele să se ducă undeva, e molestează copii. Și nu-i bine așa ceva. Înțelegi? Asta trebuie voi să condamnați. Molestarea sexuală, violurile în familie, atunci când soțul își înjosește femeia psihic sau fizic și tot el, hai că trebuie să așa. Bă, omule, du-te în cameră și vezi de drum. Sunt te bine singur. Sunt te bine singur. Dă-mi mie pace. V-am spus, masturbarea, da, ar fi un păcat atunci când să presupunem că cuplul în sinea lui îi happy, îi ok. Și totuși ți, -ți trebuie să te ventuzei singură sau singur. Și când îți vine partenerul, tu nu mai ai poftă, știi? Că, nu. No. Înțelegeți voi? Nu, no, atunci da, îi păcat. Pe păi ce faci? Tu te-ai prefericit și pe la așa? Hai că ne prefericim așa, cu stil și cu eleganță și ce Eu, din punctul meu de vedere, cred că masturbarea e păcat doar în anumite circunstanțe când tu privezi de plăcerea aia partenerul tău. Dar pe bună dreptate. Adică, nu pe bună dreptate, atunci când nu e ok. Că pe bună dreptate atunci când el vine și te violează. tu Adică în urmă cu o oră mi a dat două pâlni sau mi zis niște vorbe grele și după aia hai că mergem în pat. Vezi să drum că eu și vin la tine cu casa, mă. Înțelegeți voi? Acum voi vă puteți enerva pe mine. Voi puteți să credeți ce vreți despre mine, că nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Pentru că dacă aș fi stat atunci când am început să fac YouTube, dacă aș fi stat să mă gândesc ce gândește toată lumea despre mine și judecata voastră, eu nu mai făceam, dar nu mai, mai puteam să pun niciun video, că mă gândeam, bă, dacă l-a spune așa, dacă l-a spune așa, nu. Eu doar atât mă gândesc să fiu responsabilă de ceea ce spun, să pot să mă justific atât în fața voastră, să mă justific normal, prietenește, cât și în fața instanței, dacă vreodată o să ajung la în instanță, că știu, vreun pastor mă dă judecată, eu să fiu responsabilă și etică, atâta tot. Dar nu pot să fac, să, eu nu pot să mă registrez video în care toată lumea se fie de acord cu mine. Că nu există. Și eu nici nu caut asta. Eu caut cumva să combat nesâmțârea pastorilor de la învon și cu realitatea din viața de zâcuză. Viața asta e foarte complexă. Noi ca și oameni suntem complexi. Și cumva trebuie să ne obișnuim să abordăm viața asta cu sinceritate. Atunci când se poate și unde e nevoie. Că în unele situații nici măcar nu e bine să fii sincer. Dar faceți și voi cum fac eu. Măcar când vine vorba de chestiile astea. Vă dau exemplu ăsta, așa am plecat, că deja m-am lungit de tot cu video ăsta. Au venit evlavea pe mine. Mă duc la doctor și trebuia să-mi dai o injecție din aia. Pentru CT Scan. Cred că așa e și în România, City, nu Și mi-au pus niște întrebări acolo, da? Că după aia trebuie să-mi fac un scan la abdomen. Și au zis că trebuie Naomi. Când ai fost activă sexual ultima dată? Eu pe cuvântul meu că eu, așa am răspuns cum vă zic acum. Și am zis, te rog frumos, explică ce înseamnă pentru voi să fii activ sexual. Păi când ai fost ultima dată cu cineva? A, nu, păi zic, dacă e așa situația, pot să zic exact. Că știu exact când, că dacă nu se întâmplă, tu știi exact. Dar zic, dacă în activitatea asta sexuală se include și masturbarea, a, păi nu, răspunsul e diferit, face nu, 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 nu masturbarea, nu. Când, dacă așa cu penetrare, a, zic, nu, nu. voi, fiți sincer. Și cu voi înșivă, și când mergeți la doctor, nu vă duceți voi la doctor și ziceți că sunteți constipați și nu știți de ce, când tot în colonul vostru. Nu mergeți voi și spuneți că voi n-ați sexuale când voi sunteți niște, niște, din ăștia, mă, cum le zice, mă, niște, doamne, iartă, mă, cum era expresia pentru ăștia, pentru, așa, ninfomani. Nu, nu, deci încercați și voi, știți, să fiți sinceri. Oriunde mergeți, mai ales la doctor sau cu voi înșivă, fiți sinceri. Da, domnule, sunt constipat că mănânc numai parizări și tobă. Nu că n-ar vedea doctorul că știe. Dar fiți sinceri. Pastorilor când predicați în față, lăsați voi fața de la că vai că în Biblie scrie așa, că eu am versete și capitole din Biblie pe care le pot folosi ca să le demonstrez oamenilor că masturbarea sau autosatisfacerea nu e păcat. Deși știu că sunt altele care condamnă, dar sunt și altele care nu condamnă. La fel cum e cu vinul, cu lăcomia alimentară, cu foarte multe alte chestii. Nu numai cu masturbare. Da? Deci lăsați voi uh, nesânțirea asta să acuzați că masturbarea e păcat și să nu explicați cum trebuie. Nu, masturbarea e păcat atunci când tu privești pe cineva și nu trebuia să o faci. Adică pe soțul tău sau soția ta. Dar în cazul în care ești maltratat, ai tot dreptul să refuzi întreținerea sexuale și n-are decât la să margă să masturbează. Nu să vină la mine. Pe ce faci? Adică de când încurajăm violul? De când? Pentru că dacă partenerul nu dorește și tu te duci la el, și acolo e o discrepanță, adică e o diferență foarte mare de putere. Vine bărbatul de mai gălușca și se pune pe spăgată de femeie normal, că femeia nu mai poate riposta. Și automat acolo e viol. De când încurajați pastorilor violul? Sau vreți să spuneți că în familii nu există certuri? Nu există violență? Nu. Decât să umblați pe lanvoane cu statistici, că, ci că divorțurile în ziua de astăzi au crescut, numărul de divorți, mai bine uitați-vă câte abuzuri sexuale se întâmplă în spatele ușor. Că nu cred, nu cred că numărul de divorțuri e mai mare decât numărul de abuzuri sexuale din spatele ușor. Că dacă ar avea tupeu și curaj și -o posibilitate financiară și -o psihică, că sunt multe femei la care li frică, dacă ar avea toate posibilitate, atât financiară cât și psihică, numărul de divorț ar fi mult mai mare. Dar nu, lasă că e bine, lasă că răbdăm, lasă că aia. aia. Și treburi din astea, da? Deci, încercați să predicați ce trebuie. Încercați să predicați ce e relevant. Nu că avorturile și avorturile, uh, numărul de divorțuri au crescut, are numărul de violuri sau de abuzuri sexuale sau psihice din spatele ușilor. Îl aveți? Îl aveți? Are câte surori din biserică stau și rabdă? O vorbe grele și comportament agresiv, atât fizic cât și psihic din partea bărbaților. Și nici măcar n-au tupeu să zică nimic. De ce? Că vă încurajați din fața învonului, Că știm femei, surori, care au stat în mariajul lor 20 de ani până le-a murit soțul și cu toate că au suferit, cu toate că au avut nu știu câte probleme foarte mari. El o și au răbdat că așa cere Dumnezeu de la noi pe bune? Așa îți cere Dumnezeu să te sinucizi în fiecare ză psihic și fizic? Pentru că voi mergeți și încurajați subtil din spate, de acolo, mai bine zis, din fața învonului, încurajați violența domestică, multe feminism măcar nu au tupeu, să conștientizează măcar. Că prima dată trebuie să conștientizezi, soțul meu mă abuzează. Dacă tu nu conștientizezi un lucru, n-ai cum să iei aminte, n-ai cum să te implici într-o acțiune de rezolvare. În primul și în primul rând trebuie conștientizare. Multe femei măritate nici măcar nu conștientizează că s au abuzat. Că ele sunt învățate de voi că e bine așa. M-a măritat, așa trebuie să stau. Indiferent ce se întâmplă. Altele care conștientizează nici nu au tupeu să verbalizează chestia asta. Dacă își găsesc tupeu, voi le împingeți acolo. Du-te bă, nu, că n-ai cum. Rabdă-l, suportă-l, că e bărbatul tău. Voi încurajați violența domestică, abuzurile sexuale, voi le încurajați. În loc să spuneți, doamnă, dacă ți-a epuizat toate resursele, toate puterile, divorți, vin cu tine și te ajut să divorțezi. Doamnă, dacă te agresează sexual, refuză, dacă continuă, du-te la poliție și ce arest. Asta trebuie să faceți. Să luptați cu realitatea, nu cu ficțiunea voastră. Voi încercați să impuneți oamenilor... O, o realitate din astea de-a voastră fictivă. Adică știți, nu se întâmplă să te agresează soțul, e în capul tău. Nu se poate să -mi spui tu mie că soțul tău te maltratează în fiecare zi, e în capul tău, mă, femeie. Nu se poate să spui că nu ți-o satisfăcut sexual și vrei tu să te masturbezi, că e în capul tău. nu se poate așa ceva. Nu, nu. E foarte adevărat și foarte trist în același timp că se întâmplă ce se întâmplă în spatele ușor și voi nu vreți să adresați problemele așa cum se ale. Voi vreți să inventați păcatele voastre, voi vreți să inventați raiul vostru, voi vreți să fiți Dumnezei, voi vreți autoritate, voi vreți mandatare, voi vreți numai ce vreți voi, sclavi vreți voi, bă? Mă, pastor, o să vă fie rușine. Adresați problema așa cum e, nu vă nu, nu faceți ficțiune, că nu suntem aici la filme cu știință și ficțiune, nu! E o realitate crudă în care se zbat multe femei. Și bărbați, dar în mare parte femeile. Nu le mai condamnați, nu le mai subjugați, nu le mai faceți sclave. Nu! Nu, femeie e bună, dacă te maltratează soțul, nu mai sta cu el, divorțează. Dacă vin și te supune la rații sexuală și nu vrei, tu, te și -o declară la poliție. Și când simți nevoia să te prea fericești, fă-o, că e normal să o faci. Sunt bine dacă asta sunt. Nu lăsa bărbatul să vei să pună pe tine numai așa, că nu ești preșul lui, nu ești gunoiul lui. Încurajați numai violența domestică și violurile din la învom. Așa, cu metodele voastre, cu versete din Biblie, cu ce file vreți voi. În loc să vă uitați că realitatea în care trăim e foarte diferită față de ce predicați voi acolo. Tu nici măcar, bă, buți, tu și ce ca tine, laților care sunteți voi, voi nici măcar nu vă uitați voi la voi cum sunteți. Voi nici măcar asta nu vreți să acceptați. Voi nu vreți să acceptați că sunteți greoi și nu-i bine să fiți așa. Păi dacă voi nu acceptați o realitate care e a voastră, tu singur te car pe picioarele tale, nu eu. Tu singur trebuie să simți niște neclarități în legătură cu organismul tău, tu singur. Și totuși, nu! Păi dacă tu neci până când și ce ai tu, cum ai putea vreodată să accepti o realitate care e acolo în afara ușilor, mă? Ușilor tale, dar în casele oamenilor. Dacă tu nu accepti că eu am aici banane, cum, aș, cum, ai putea să accepti că există fructe de vânzare la lider? Nu! Pentru că tu nu accepti problema ta care o ai. Tu nu o recunoști, tu nu o conștientizezi. Cum ai putea să o faci pe o scară mai largă? Să te faci tu că-ți pasă de oameni, că ei vin și -o să mărturisesc și tu, tu le și locali, Nu că le, le localizezi, nu Tu le și identifici problema Și le dai și soluții Când tu cu tine însuți Nu ești stare să faci chestia asta Păi dacă eu nu pot să mă dușez eu pe mine Și să mă, mă mențin curată Cum aș putea să-i spun altuia, ști du-te, spală-te cu aia Dă-te cu Gucci Chanel, fă aia aia când eu put Voi puțâți A păcat Puțâți, bă, a păcat dar vă faceți că vreți să-i curățați pe alții. Vedeți-vă de treaba voastră. Că dacă trebuie să fac video de trei ore, de trei ore o să fac. Că ai zis că nu sta tu cu telefonul nu știu cum și în spatele tău să fie păreate. Stai undeva la vedere. Să fie ușa și să-ți fie rușine, măcar de rușine să nu te mai la porno. Păi de rușine că apare în mediul online numai atât atâta, mă, omule. Că te vedem, eu și în mediul online te vedem de rușine, tu vorbești ca altul de rușine, să nu se masturbeze când tu nici măcar n-ai rușine că apare în fața înfonului, te văd atâția oameni, ca ai o problemă. Și vii cu o nonșalanță, și mustri, și tai, și spânzuri. Și cu tine ce faci, mă? Nu faci nimic. Nici măcar nu ești în stare să conștientizezi păcatele cu care te lupți, Dar te faci că vii și identifici direct la țântă păcatele noastre. Ca să ce? Să ne faceți voi pe noi să ne simțim cu noi de oameni? Că suntem nevrednici de rarul Dumnezeu în cazul oamenilor care cred în Dumnezeu? Predicați-mă Evanghelia cum trebuie! Voi numai o știrbiți, o vopsiți și o peticiți cum vreți voi! Ne sâmbțâți